fiecare inconsistență în gândirea, dacă vreți, chiar morală a vorbitorilor. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum, ci vreau să vorbesc despre o problemă punctuală. Asumând că reducem tot ce înseamnă probleme morale, la cum explicăm, cum evoluează, cum merge și cum rămâne stabilă cooperarea, fie că discutăm despre agenți din offline, ca să zic așa, cu ghilimele, da? Adică fie că ne referim la noi care interacționăm acum în față în față, fie că vorbim la agenți care interacționează online, adică indivizi care downloadează, spre exemplu, vedeți? Întrebarea fundamentală pentru mine este următoarea. Cum a apărut cooperarea între aceștia și cum se face că ea rămâne stabilă în două framework-uri diferite pe care o să le definez în prezentul meu. Bun. De ce există, sau de ce vorbim mai exact despre file sharing? File sharing-ul are în română o traducere de aproximativ tâmpită, mi se permite să spun asta, se numește partea de fișieri. Pentru mine sună ca naiba, dar nu găsesc nicio altă alternativă de aia de asta. O mai am una, mai crezi știin un pic, un părtășim. Se împărtășește. Se împărtășește piratul lui Dumnezeu. Da. De dragul, mă rog, unei limbi mai filozofice, o să folosesc termenul în engleză și anume file sharing. Bun. De ce există file sharing? Problema e destul de simplă. File sharing-ul există, cel puțin în forma lui actuală, ca un efect al existenței instituției și drepturilor de autor. Da. Ceea ce, unul dintre efectele acestei instituții, a copyright-ului, a drepturilor de autor, este crearea de raritate artificială. Noi, în general, discutăm despre proprietate în conexiune cu bunuri sau obiecte care sunt rare. Da? Cu alte cuvinte, dacă luăm acest obiect strict în sensul fizic, eu cu Constantin nu putem să vorbim în același timp, în același fund. Da? Cu alte cuvinte, presupun că amândoi am avea un interes în același timp să citim în cartea asta, am avea o problemă serioasă în a ne împărți și în a ne aloca timpul, pentru că nu putem consuma amândoi în același timp, în același timp. Pe de altă parte, ideile care sunt conținute în această carte pot fi consumate de amândoi în același timp, fără nicio problemă. Ceea ce creează această instituție a drepturilor de autor este tocmai o raritate artificială la nivelul accesurilor, la nivelul accesului la asemenea bunuri de natură intelectuală. Bun. Ca efect al acestei instituții, cum am spus, apare raritatea artificială, iar ca răspuns la această raritate artificială, a evoluat un anumit mod de acțiune colectivă pentru a avea acces la asemenea bunuri de natură intelectuală. Iar file sharing-ul este tocmai un tip de acțiune colectivă al cărui scop este să faciliteze accesul agenților care intră în interacțiune la asemenea tipuri de bunuri intelectuale, da? Cum ar fi cărți, filme, muzică, tablouri, atlase geografice, orice vă vine în cap care poate să fie o creație intelectuală. Bun. Am spus mai devreme că file sharing-ul este un tip de acțiune colectivă, da? Să definim acest concept. Acțiunea colectivă, în acțiunea lui Elinor Ostrom, este un tip de acțiune care presupune minim doi agenți implicați în ea, care au un scop comun, și anume îmbunătățirea situațiilor prin accesul la un bun. Acum, una dintre problemele discutate în sens uzual, într-o anumită abordare, fie că vorbim a filozofiei social-politice, fie că vorbim la nivelul filozofiei morale, este cum definim agenții la care ne raportăm. Da? Cu alte cuvinte, ce credem noi despre oameni. O anumită abordare filozofică pleacă de la premisa conform căreia oamenii sunt auto-interesați. Da? Cu alte cuvinte, pleacă de la premisa, de la worst case scenario, ca să zic. Da? Oamenii sunt auto-interesați și își vor în mod fundamental binele lor. Problema este însă următoarea. Dacă presupunem că avem în față o lume de egoiști, da? De oameni cu simțăminte, ca să zic așa, anti-altruiste, atunci când vorbim despre ei în conexiune cu un anumit bun, e posibil să ajungem la ceea ce Harding denumea în 1968 problema, tragedia bunurilor comune. Da?
Exemplul tradițional este acela în care avem o pășune. Pășunea este în proprietatea comunală a unui sat și întrebarea care reiese, care merge de aici este cum ar trebui să-și aloce țăranii din respectivul sat accesul la pajiștea în cap. Da? Iar problema care apare în conexiune cu această existență, cu acest regim al proprietății comune, da? Este posibilitatea suprautilizării respectivului. Da? Cu alte cuvinte, dacă oamenii sunt autointeresați, vor ajunge să suprautilizeze lucrul și atunci cu toții vor ajunge într-o situație suboptimală, tocmai pentru că oamenii sunt în așa autointeresați și egoiști. Ostrom se opune, însă, într-un articol din 2000, s-au opus de-a lungul timpului, dar îi citesc pe acesta, se opune acestei perspective conform cărea, deși oamenii sunt autointeresați, ei vor ajunge în mod constant la asemenea situații tragice, da? Exemplele pe care le dă ea țin de faptul că, în ciuda faptului că oamenii sunt autointeresați, tot avem oameni care plătesc taxele, avem oameni care, mă rog, contribuie la tot felul de bunuri publice, care nu aruncă gunoaie pe jos, etc., etc. Cu alte cuvinte, ce încearcă ea să argumenteze este că avem argumente îndeajuns de solide ca să combatem ceea ce Olson denumea the zero contribution thesis, adică teza contribuției zero din partea celor de autointeresat. Bun. Întrebarea care, de la care voi pleca eu acum este în ce măsură putem vorbi sau în ce măsură există un asemenea tip de tragedie a bunurilor comune, dar nu a bunurilor de tip pășuni, ci a unor bunuri digitale de tipuri fișiere. Mediul în care am încercat să testez și să elaborez un răspuns la această problemă este cel al protocolului BitTorrent. Bănesc că aproape toți din sală ați utilizat cel puțin o dată un asemenea tip de partajare de fișiere. Da? BitTorrent este un protocol de transfer de fișiere, dar are o particularitate foarte interesantă. Este profund descentralizat. Cu alte cuvinte, nu există o singură rețetă prin care agenții se pot angaja ulterior să facă schimb de ceva, da? De anumite fișiere. Singurul lucru care există e un anumit protocol pe care, după cum vom vedea mai încolo, există anumite instituții. Instituții înțeles aici ca set de reguli. Mai exact, ca reguli morale, care sunt, și astea în termeni pe care unii din sală de aici nu apreciază neapărat, dar sunt superveniente pe acest protocol, da? Pe această tehnologie care la rândul ei este tot o instituție. Bun. Modalitatea particulară prin care BitTorrent funcționează este la rândul ei interesantă, da? Adică pe lângă absența unui leviatan, ca să zic așa, adică unui agent central care se impună regulile cooperării în mediul online, există cumva un soi de cooperare, nu știu cum se spune în engleză, ar fi embedded, o cooperare încastrată în însăși protocol și în însăși tehnologie, da? Probabil știți, sau dacă nu știți, o să vă aflați acum. Există două modalități de a face file-uri. Există o modalitate de deschidere publică. Cu alte cuvinte, intrați pe internet, căutați Pirate Bay și vă dați orice vreți voi din comentarii sau în evaluări morale privitoare la tipul de bunuri pe care le consumați. Fie un sistem închis, un sistem privat, da? Există tot soiul de site-uri de genul ăsta de plecare private, cum ar fi Firelist, Caracara, Usenet, sunt o groază. Deci ce trebuie să reținem aici este că există această distinție clară între sistemul deschis și sistemul închis. Bun. Până să ajungem la o analiză instituțională și o analiză morală a particularităților în care indivizii interacționează la nivelul acestor trecări private și publice, trebuie să menționez puțin care sunt asumțiile mele, ca să zic așa, într-o recunoscere chiar metaetice. O modalitate tradițională sau clasică prin care putem analiza ce fac oamenii acolo, ce fac indivizii în mediul online, este să, nu știu, întoarcem la CAT, da? Sau la MIP.
și să ne întrebăm, bun, cum ar arăta, din punct de vedere kantian, cooperarea care există între agenții noi. Da? În ce măsură avem acolo de-a face cu o anumită formulă universalizată? În ce măsură normele cooperării s-ar putea cumva subsuma unui principiu suprem al moralității? Sau în ce măsură contribuie ele la apartea? În ce măsură sunt ele, de fapt, subsumate principiului de existență? Nu spun că resping neapărat această abordare, însă aceasta nu îmi permite mie să analizez mai în particular, de fapt, ce fac oamenii acolo. Asta este o analiză care vine cumva exogenă, vine din afară. Ce mă interesează pe mine este o abordare endogenă, și anume să văd particular cum au emers anumite norme, utilizând una din, nu știu cum să zic, fetișurile intelectuale ale unei bune părți a catedrei de moral politică, și anume teoria evoluționistă a jocului. Și ca să citez, ca să citez articolul pe care noi l-am citat de 11.000 de ori, și anume un articol al lui Emi Socașiu, distingem la nivelul... putem împărți etica, da? Pe lângă împărțirea tradițională între utilitarism, kantianism și teoria virtuții a lui Aristotel, ne putem uita mai atent la natura normelor morale și la natura motivației morale. Și în acest sens avem, pe de o parte, o modalitate de a împărți, de fapt, etica, astfel încât Kant și Mill să cadă la nivelul aceleași categorii. Da? Este, după cum spune Emi Socaciu, văd că domnul Mureșan se uită cam suspect la mine, dacă ne uităm la natura normelor morale, vedem că atât Mill cât și Kant consideră că există ceva bun în sine. Da? Există un marecare intrinsecalism cu privire la calitatea și la natura normelor morale. Pe de altă parte, atât Kant cât și Mill tratează motivația morală ca fiind cumva extern. Da? Fie că discutăm despre respectul pentru natura morală, fie că discutăm despre tot tipul de sancțiuni ale principiului libertății, motivația este de cele mai multe ori externă a genului. În cealaltă abordare însă, motivația este internalistă. Poate că există motive punctuale pentru care eu sunt autointeresat să respect anumite reguli. Pe de altă parte însă, normele morale au mai degrabă, aspectul unei convenții. Da? Ele nu sunt, nu ne raportăm la ele ca fiind bune în sine sau ca surprinzând ceva intrinsec bun, ci pur și simplu sunt niște convenții care ajută pe membrii unui grup să se coordoneze mai bine. Bun, după cum am spus, abordarea mea va fi mai degrabă, va fi tributară acestei a doua perspective. Bun. Într-un sistem de file sharing deschis, închis, pardon, pentru că o să încep cu acest aspect punctual, pentru că e de fapt cel mai simplu de explicat, da? Cooperarea este practic obligatorie de la bun început. Da? Alte cuvinte, indivizii care interacționează la nivelul unor asemenea sisteme închise, private, au de la bun început, li se aduce de la bun început la cunoștință faptul că activitatea lor e subsumată următorului principiu, da? pe care îl putem traduce cu păstrează rația. Da? Indivizii trebuie în mod constant să lase la download, da? Adică să-și lase deschis fișierele, să-și lase deschise fișierele pe care le-au downloadat, către ceilalți agenți care participă, de fapt, care sunt membrii ai acelui grup privat. Practic este un sistem bazat foarte mult pe reciprocitate și pe reputație, dar ele sunt de la bun început înscrise în însăși modalitățile în care grupul respectiv funcționează. Iar la acest nivel, bunurile intelectuale, bunurile intelectuale, funcționează asemenea unor cluburi. Da? Cu alte cuvinte, deși în interiorul grupului bunurile respective sunt asemenea unor publice, pentru cei care sunt în afara grupului, bunurile sunt, accesul la ele este condiționat de ceva. Da? De foarte multe ori, accesul este pe baza unor invitații pe care membrii grupului respectiv le-au la dispoziție. Da? Acesta este o modalitate prin care grupul se asigură, pe baza reputației celuia care are invitațiile, că nou invitatul se va conforma regulilor inerente grupului respectiv.
Situația mult mai interesantă din punct de vedere filozofic este de ce sau cum se face că sistemul deschis, modalitatea deschisă, modalitatea publică de a face file sharing, rămâne în continuare o alternativă viabilă. Da? Adică, în mod cert, accesul la, nu știu, torenți clasici. Da? Gândiți-vă dacă acum căutați ceva, nu știu, un film din anii 1920. Șansele să găsiți oameni, da, care să lase respectivul film la download sunt mai mici în sistemul deschis decât în sistemul închis. Cu alte cuvinte, există o valoare adăugată a file sharing-ului închis. Cu toate acestea, însă, și file sharing-ul deschis funcționează, ca să spun așa, bine mersi, da? Bine, cei de la Pirate Bay tot trebuie să se mute din loc în loc, dar, el încă funcționează. Bun. Acum, întrebarea fundamentală aici, da, este de ce sau cum sau ce se întâmplă de oamenii încă mai cooperează în sensul ăsta, da? Și acum, ce vă propun eu, da, dacă tot am spus că discutăm în termen de teoria jocurilor, este să vedem la ce tip de joc putem reduce interacțiunile care există între acești indivizi virtuali. Da? În sensul zoal, atunci când cei care se ocupă de teoria jocurilor încearcă să modeleze, da, evoluționist, apariția unor anumite norme, discută despre două jocuri cumpare. Da? Discută despre dilema prizonierului și despre ceea ce în general se numesc jocuri de coordonare. La nivelul acesta există mai multe, dar nu mai rău simt cum foarte multe detalii. Acum, ipoteza mea este aceea conform căreia, într-o primă fază, tot ce însemna file sharing prin intermediul acestui protocol era subsumat unei situații de tipul dilema prizonierului. Da? Cu alte cuvinte, existau stimulentele necesare, totuși, să nu coopereze. Și din această situație primordială a evoluat situația actuală în care, cel puțin în sistemul deschis, se joacă mai degrabă un joc de coordonare. O să desenez imediat două matrici și o să vă explic și la ce mă refer. Lăsa disponibil fișierul după terminarea download-ului este corespondentul cooperării, iar leaching-ul, adică activitatea care presupune doar download fără seeding, este corespondentul defectării. Da. Iar acestea sunt play-off-urile pe care cei doi utilizatori, 1 și 2, le au atunci când interacționează pe acest protocol, da? Bun. Ce înseamnă asta? Da? Înseamnă că situația dezirabilă, în mod evident, este așa, da? În care cei doi ajung să se coordoneze, să coopereze unul cu altul și să aibă amândoi acces la un anumit bun. Problema este că de foarte multe ori, atunci când întâlnim situații care pot fi reduse la un asemenea tip de joc, de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. De cele mai multe ori, echilibrul la care cei doi ajung este cel în care niciunul dintre ei nu cooperează. Pentru că e irațional să cooperezi știind că celălalt e foarte, foarte, foarte posibil să nu coopereze. Iar celălalt gândește în mod evident la fel. Totuși, după cum au arătat mai mulți teoreticieni al jocului, dintre care cel mai celebru e Axelrod, în două cărți, atunci când privim această problemă și adăugăm
capacitatea de interacție. Dar atunci când această situație se repetă, de foarte multe ori vedem cum se migrează dintr-o situație de genul acesta într-o situație de genul acesta. Pentru că ce face, ce fac mai multe iterații, este tocmai să schimbe una pe alta matricea de pe ori. Pentru că ambii agenți își dau seama că pe termen lung, o strategie în care unul dintre ei defectează, nu mai e, nu e profitabil. Bun. Am spus că aceasta este prima fază. Faza a doua, și o să desenez și joc de cooperare. Spre deosebire de jocurile de tip dilema prizonierului, jocurile de cooperare, cum este acest denumit Tekken, nu asumă existența unui incentiv, unui stimulent de a nu coopera. Da? Poate că multe ambii utilizatori, ambii agenții de aici, au un scop comun. Da? Exemplul paradigmatic este exemplul pe care îl oferă Hume în direcția asta. Da? Avem doi oameni care sunt într-o barcă. Da? Fiind pe apropo, evident, se ajung undeva preferabil la mare. Da? Ca să facă asta, trebuie să se decidă în ce direcție merg. Toate cuvinte trebuie să vâslească amândoi în același timp. Și în direcția, într-o direcție similară. Da? Putem asuma că de multe ori, da, se poate ajunge ca, nu știu, o persoană o ia la stânga, altă persoană o ia la dreapta și tot așa. Într-un punct însă, se va stabiliza un echilibru, aici 2-3, în urma, mă rog, care are drept cauză faptul că cei doi s-au decis să meargă într-o singură direcție. Da? În cazul, am mai exagerat, de ce sau cum s-a ajuns, sau cum consider eu că s-a ajuns ca dintr-o situație primă, mă rog, de la T1 până la T2, cum s-a ajuns de aici aici? Ce explică, practic, atât existența, supraviețuirea sistemului deschis, cât și transformarea acestui joc dintr-o dilema prizonierului, dintr-un joc de coordonare, este evoluția tehnologică. Cu alte cuvinte, m-am uitat, am petrecut ziua de ieri și de azi, căutând exact detalii de genul ce spațiu de stocare aveau hard discurile la începutul anului 2000. Da? Pentru că BitTorrent, acest protocol, există din anul 2000. Spațiul maxim de stocare în 2001, am căutat în multe locuri, din câte am înțeles eu, este undeva la 80 de giga. Nu știu, la ce, nu, mă refer la ce aveau acces utilizatorii comun, la... În prezent însă, vorbim despre hard-uri care au mai mult de un tera și la care are acces o bună parte dintre au acces o bună parte dintre consumatori normal. În același timp, ce s-a mai întâmplat din anul 2001 până acum a fost apariția netului bandă largă. Cu alte cuvinte, vitezele și benzile sunt mai largi, vitezele sunt din ce în ce mai mari. Toate astea se traduc, sau se traduceau aici, în termen de costuri foarte mari, da? Procesul e simplu. Îți downloadezi un fișier, un film, să spunem, da? Ca să faci CD, trebuie să-l păstrezi în continuare pe hard și să le permiți celorlalți oameni să ia bucățele, pentru că așa funcționează acest mecanism de file sharing, să ia fel de fel de bucățele din fișierul tău. Ca să faci CD, da? Exista un anumit cost de oportunitate. Cu alte cuvinte, tu renunțai să mai ții anumite fișiere pe care le aveai, pentru că spațiul era limitat, spațiul pe hardul tău era limitat. Da? Cu alte cuvinte, exista un cost clar din punct de vedere al spațiului. În același timp, viteza internetului era mai mică față de cum e cea de prezent. Da? Gândiți-vă că în același timp, dacă voi să citești mail-ul, să vorbești pe Messenger și să faci facerii, da? Era mult mai costisitor. În prezent însă, toate acestea s-au modificat datorită avansului tehnologic, da? Dacă spațiul de stocare e mult mai mare, atunci costul de oportunitate a devenit mult mai mic, da? Nu ne costă aproape nimic să avem pe hard, apar n-am, discografia nu știu care e trupă și să o păstrăm până la 20 bătrâneți. Sau, apar n-am, serie integrală a filmelor de Hitchcock.
În același timp, odată și cu avansul a tot ce înseamnă tehnologia PC și a accesului din ce în ce mai larg la scară, din ce în ce mai largă la internet de mare viteză, a ajuns ca singurul cost, cel puțin monetarizabil, să fie plata facturii la web. Da? Doar că voi asuma cel puțin de dragul argumentului că și acel cost este zero, pentru că noi ne putem ține deschis, apar la fereastra de BitTorrent, în contextul în care ne uităm la un film. Deci, cu alte cuvinte, costul direct al consumului de curent electric e deja asumat de o activitate anterioară pe care noi o facem. Da? Cu alte cuvinte, ajungem aici într-o situație în care, după cum am spus mai devreme, costul activității noastre de a coopera, da? Adică de a face acest CD, sau fișierul, la dispoziția celorlalți, să fie din ce în ce mai mic. Mai este însă ceva. Pe lângă acest exemplu care poate suna mai, mai scorțos, da? Mai există ceea ce mulți teoreticieni de la sociologi, la filozofi politici și social au denumit norme sociale. Da? Există un conflict între norma socială a cooperării și anumite norme legale ale statului sau ale unor organisme suprastatale, cum ar fi UE. Da? Cu alte cuvinte, oricât ar încerca UE să extindă reglementările din domeniul proprietății private, ele nu vor modifica, cel puțin într-un interval de timp scurt spre mediu, structura normativă care există la nivelul societății. Da? Există un puternic incentiv de a coopera la nivelul partajării de informații. Iar asta are niște motive care depășesc cumva obiectivele acestei lucrări, acestei prezentări, pardon. Sunt o simplă constatare, de la simplul fapt că, habar n-am, ne spunem bancul unul altuia, la faptul că ajungem să discutăm subiecte de filozofie, film sau orice altceva, e clar că informația care aparține domeniului cultural sau domeniului științific, în cazul nostru filozofic, își dorește să fie liberă. Ce fac aceste constrângeri legale, e de fapt, au un efect de bumerang cumva. Practic, această activitate, da, această încercare a celor doi utilizatori de a se coordona întrebarea scopului comun, de a avea acces la asemenea tip de fișiere, este să transforme această activitate, da, pirateria instituționalizată sub forma file sharing-ului, într-o formă de chiar de nesupunere civilă, dacă vrei. E și un soi de afront la adresa normelor oficiale care ne constrâng pe noi, da? Și ne pedepsesc, deși ceea ce facem nu este o activitate care, la limită, nu dăunează nimănui. Bun, și acum închid paranteza asta și mă apropii înspre concluzie, da? Deci am încercat să argumentez că într-o situație de 0, hai să spunem de 1, totuși, modalitatea în care indivizii interacționau era cumva subsumată unei asemenea tip de probleme. Da? Datorită unor costuri pe care le-am precizat mai departe. Din acest tip de situații au evoluat două modalități de a face file-sharing. Modalitatea închisă, privată, despre care v-am vorbit mai departe, iar un alt făgaș, da, al evoluției acestei modalități de a interacționa online a fost să rămână ca un sistem deschis. Și pe parcurs s-a transformat dintr-o asemenea situație într-o asemenea situație datorită avansului tehnologic. Relevanța morală, dacă vreți, a existenței cooperării la nivelul mediului online, de aceea că confirmă cumva o serie de ipoteze care țin de teorie evoluționistă a jocului, da? Și anume, de modalitatea în care, dacă se schimbă structura de costuri, se pot schimba anumite norme instituționale sau cooperarea poate fi mult mai ușor, nu mai fezabilă și poate fi mult mai plauzibilă. Și, în al doilea rând, e, nu spun o confirmare empirică a ceea ce spunea că tot îl am aici pe Nozick și luna mai devreme jos, că ăsta ar fi Vechiul Testament, iar Invariances, lucrarea lui din 2001, este Noul Testament. Bun. În Invariances, în 2001, în ultima lucrare a lui Nozick, el spune următorul lucru. Etica există pentru că cel puțin câteodată este posibil să ne coordonăm acțiunile în vederea unui beneficiu mutual.
Am ajuns acum într-o situație în care, spre deosebire de lumea cotidiană, da? În care de cele mai multe ori cooperarea costă, iar câteodată costă foarte mult. Am ajuns într-o situație în care în mediul online, de fapt, nu ne costă aproape nimic, da? Nu ne costă nimic altceva decât, v-am spus, plata facturii la curent. Doar că, iarăși, aia e posibil să fie acoperită din alte surse. Pe de altă parte însă, e posibil să ajungem într-o situație și ce am eludat cumva, aici este costul, nu știu, probabilității de a fi prins, da? Cu cât reglementările formale se vor înnăspâi, da? Adică, nu știu, spre exemplu, să presupunem că în 5 ani oamenii prinși că lasă, că dau modează chestii, vor fi băgați în dube, nu știu, știți chestia cu băgați de cultură în dubă, băgați utilizatorul de torenți în dubă și duceți-i la fârnaie timp de 20 de ani. Hey. Posibilitatea ca un individ, da? Fie un, fie un doi, să ajungă la pușcărie, dacă face o asemenea activitate, în mod evident va avea un efect mult mai mare asupra modalității în care se va face, se va desfășura file sharing. Însă îmi pun speranțele și îmi pun sper cu toții în evoluția tehnologiilor și în, nu știu, anumite țări care vor fi cât mai deschise față de piață. Bun. Iar punctul cu care chiar închei acum e următorul. Și asta ține cumva și de o confesiune cumva personală. Adică, în mare măsură sunt un liberal atât de radical încât sunt câteodată prea radical și mi-e rușine cu mine. Dar, cu toate acestea, sunt pus cumva în această situație într-un conundrum, cum ar zice în greză, într-o situație dilematică, da? Întrebarea pe care, la care vă gândesc de o bună bucată de vreme în pace e practic următoarea, dar nu asumăm că există ceva intrinsec cu privire la norme, asumăm că oamenii sunt autointeresați, că acțiunilor depind cumva de structura de costuri și de beneficii pe care anumite acțiuni le au, da? Ce ne facem însă atunci când a cooperat nu ne costă nimic, da? Dacă e să ajutăm o băbuță să treacă strada, tot ne costă. Dar avem niște costuri de oportunitate. Poate ne grăbim la coadă la covrici, băbuța vrea să treacă strada, o să pierdem locul la coadă, poate nu mai covrici cați. Abar, un exemplu total stupid la adică, da. În situația de față însă, după cum v-am spus mai devreme, de fapt cooperarea nu ne costă nimic. Și cumva concluzia mea, și v-am spus, da, să țineți cont de disclaimer-ul acela, că sunt foarte radical, e că de fapt, da, avem o obligație morală de a coopera cu ceilalți atunci când nu ne costă nimic. Pentru că de fapt nu avem niciun soi de argument, în afară de o chestie de 5 ani de genul, na, că nu vreau eu să fac asta, să intrăm în relații de cooperare cu ceilalți. Da, am bine. Mulțumesc, Radu. Să facă de critică. Să facem.